Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare a fost în weekendul trecut gazda unui simpozion a cărui temă a fost un sfert de veac de învățământ teologic în Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Satmarului. La eveniment a luat parte preasfințitul părinte Iustin Sigheteanu, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Satmarului, cadre didactice din învățământul universitar și preuniversitar, preoți, dar și elevi. Este un moment înălțător, un moment de spiritualitate și de suflet, când toate cadrele didactice universitare, foști profesori actuali, consolidați și titulare pe specializări noastre teologii, ne-am adunat în Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare, respectiv în sala Sfântului Iosif Mărturisitorul, pentru a evoca cei 25 de ani de învățământ teologic băimărean. Este prilej de bucurie sufletească pentru noi toți că putem să rememorăm activitatea istorică, activitatea didactică, evenimentele importante de simpozioane, organizări de conferințe. Este îmbucurător faptul că, iată, în cei 25 de ani de activitate, peste 1000 de absolvențe de teologie didactică, teologie ortodoxă pastorală și de teologie asistență socială au absolvit cursurile facultății noastre și astăzi se află în activitatea activă a bisericii în proporție de peste 90%. Învățământul teologic în episcopia noastră are un rol extraordinar de important. Este laboratorul. Școlile teologice constituie laboratorul în care se formează tinerii preoți și pe care apoi episcopia îi selectează și ierarhul îi hirotonește, trimițându-i să păstorească credincioșii. Avem tineri de vocație, avem încă suficient de mult tineri care doresc să urmeze teologia. Asta însemnează că încă în această parte de țară societatea este profund creștină. În cadrul simpozionului au susținut comunicări preoți și cadre didactice de la Seminarul Teologic Ortodox din Baia Mare, de la Centrul Universitar Nord, dar și de la Liceul Teologic Ortodox Nicolae Steinhardt din Satu Mare. Cu această ocazie a fost editat și lansat volumul Învățământul Teologic Ortodox Universitar Băimărean la ceas aniversar, coordonat de preotul conferențiar universitar dr. Paul Adrian. Seminarul a fost urmat de mai multe activități prin care a fost marcat și un sfert de veac de la reactivarea Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.